Pe scurt, asta mă enervează. Mă enervează când m-am trezit, dar am închis ochii pe 5 minute și când m-am trezit deja merge ultima lecție. Mă enervează când mă culc normal, dar mă trezesc jos. What the fuck, cum așa? Mă enervează când vreau să fac tema pentru casă, cineva din prieteni te sună că să joci Fortnite. Mă enervează când vreau să mă culc mai devreme, iar ca rezultat stau toată noaptea pe YouTube sau pe site-uri de socializare. Mă enervează când am dat de canal Spectatorul, unde descoperi tainele lumii sau dacă vrei să cunoști miturile popoarelor sau să știi cine este Loki și alți zei ai lumii și ce loc au în legende, atunci canalul Spectatorul este pentru tine. Pentru a începe această călătorie în lumea zeilor, abonează-te. După părerea mea, canalul are o perspectivă mare. Iar intră tata și mă trimite după țigări. Mă enervează când n-am ce face, nimeni nu-mi scrie, iar când fac ceva, toată lumea își amintește că eu exist. Mă enervează când la începutul anului școlar vreau să încep să învăț normal, iar după o zi de școală ai uitat de asta. Mă enervează când ți-a plăcut melodie și o asculti până nu vomitez. Mă enervează când Motan Show postează rar. Mă enervează când abonații nu știu de Instagramul meu. Hey guys, dacă ceva, linkul la Instagram este în descriere. Abonați-vă sau nu, dar mai bine abonați-vă. Mă enervează când youtuberii preferați postează foarte rar. Mă enervează când vreau să dorm, dar trebuie să merg la școală. Mă enervează. Mă enervează când am uitat dacă am închis ușa și trebuie să mă reîntorc ca să verific dacă am închis ușa. Mă enervează când deja am montat video și vreau să salvez și aici... Pe scurt, asta mă enervează. Prieteni, nu uitați de like, share și subscribe, iar pentru cei care vor să apară în video, trebuie să găsiți logo Motan Show și să scriți în comentarii la ce minut a apărut.